dacă mi-a să mie prima fază, trebuie să spui gen ce facem în video ăsta, știi? Și o să avem o conversație despre ce facem și la un moment dat spui, bă, hai să facem un video cu umor negru sau hai să spunem bancuri cu umor negru sau ceva. Trebuie să mă întreb chestia asta ca să-mi iasă mie prima dubă. Nu pot să pun direct partea în care te-am înregistrat când ai făcut... Nu poți în pula mea, nu poți, ok? Mi-ar fi mult mai ușor decât să stăm să faci scenarii, cu ce o să facem noi? Zici că așa, zici că așa ne facem noi clipurile, auzi? Noi ce facem în episodul de astăzi? Strigați cu toții? O doodles! O doodles! O micunealtă secretă! Micunealtă secretă! Înainte de a începe acest videoclip, ca să vedeți că sunt băiat de treabă, vă las 5 secunde să mergeți să dați like și să lăsați un comentariu cu cea mai bună glumă macabră pe care o știți. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gata, ai văzut că n-a fost atât de greu. Hai, vizionare plăcută! Hei Alex, am o idee pentru clipul de astăzi. Oh, hei Bodo, ce mai faci? Cum ești? Care e ideea pentru clipul de astăzi? Aaaa, cât de creți suntem. Și-a cumpărat sora mea fidget spinner și mi-a dat cu el în dinți. Vorbesc serios. Nu fac la caterii. Am vrut să văd dacă chiar doare. Și da, chiar doare. Ok, ce facem în clipul de azi? Mă duc întâi să fumez. Dar nu legale. Eu mă duc să mă piș. Am o chiuvetă pe aici. Ai o chiuvetă? Da. Ah, ok. Ai filmarea pornită? Da. Păi stai să o invit pe prietena ta. Păi da, nu e un... Adică eu... Ce pula mea cu aia. Dacă nu-ți place omorul negru, ești considerat rasist? Nu, neapărat, adică nu știu, să zic că e un paradox aici. Ok, întreabă-mă. Ce? Și trebuia să mă întreb. Ce? Hai mă că o să pun partea aia de la început. Cu aia întreabă-mă! Hei Alex, ce vrei să filmăm astăzi? Cu aia nu așa, hai de pula, ai greșit scenariu. Ce-ai de gând să facem în episodul de astăzi? Nu! No! Hei Alex. Hei Bodo. Ce filmăm? Cu aia nu! Trebuie să spui tu mie, să-mi spui ce filmăm, să spui literally, vezi că filmăm chestia cu tare. Hei Alex. Hei Bodo! Cred că astăzi o să filmăm CS. Ia nu cu aia, cum, ce? Hei Alex. Hei Bodo, pula mea! De ce mă înjuri? De până nu te-am înjurat, spune chestia. Cred că știu ce filmăm astăzi. Ce filmăm astăzi, Bodo? Umor negru. Ah, nu știu frate, nu-mi place ideea. Umorul negru e o crimă și crimele sunt pentru negri, pula mea. Auzi-și pe la ruschi. Ruschi, black ruschi. Are un black ruschi named Ivan the Nigger. N-ar trebui să explicăm ce e la umor negru mai întâi. Umor negru este ca și copiii cu cancer. Niciodată nu îmbătrânește. Ce zice un copil negru când are diaree? Mamă, mă topesc! Așa ai de gând tu să repari asta? Oare am reparat-o? Coaie, mi s-a stricat tastatura, nu cred. E ok. Nu e ok! Lol, mi s-a stricat tastatura de tot, vai de pula mea! Plâng, bă plâng, să-mi bag pula. Plâng dacă nu mai merge, mă crezi? Te cred. Chiar vreau să văd asta. Bă, ăia care vă uitați la video ăsta, nu aveți decât să donați în pula mea bani, o grămadă de bani, ca să-mi cumpăr eu tastatura nouă, pentru că mi s-a stricat filmând și creând. Creând, așa creând. O să fie, creând content pentru voi. Creând content. Și că spune un copil către mama lui, și că mamă, poți să mă joc cu fratele meu? Răspunde mama, poți, dar după trebuie să-l îngrop înapoi, bine? Cum numești un băiat rezultat în urma unui gangbang? Băiat de gașcă. Îl știam, băgame. Bă, pula mea, spune-și ce vreți despre pedofil, dar măcar ei conduc încet pe lângă școli. Bă, cum îți dai seama că sorta e pe ciclu? Pula lui tactu are un gust ciudat. Asta e bolnavă din multe puncte de vedere. Cum numești o femeie de culoare care face avort? Luptătoare împotriva criminalității. Bă, ce ar ieși dacă s-ar uni Hitler și Vlad Țepeș? Evreu la protap. Oarba. Hai cum să fac clat și după aia să mai zic una. Nu. Oh,
rugat, un copil de la Auschwitz, se tot ruga de un gardian să se joace cu el. La un moment dat se afla că gardianul ia o mână de cenușă, îi aruncă către el și zice, joacă-te cu măta. Ce e verde și se topește în gură? Pula de lepros! Oulu! Care e singura chestie albă la un negru? Ce? Stăpânul! Bă, da. Nu știu cât merg glumele astea, pentru că și eu sunt negru. Chiar asta a fost unexpected. Ăsta e cum să fac să nu sune porcos. Un tip dădea limbi în pizdă și simte gust de slobos de cal. Se ridică și zice, deci așa ai murit, bunico. Și că, bă, de ce nu poți să minți un bebeluș avortat? Pentru că nu s-a născut ieri. Și că cum se numește acțiunea în care un ungur te ține de fulă? Ținutul secuiesc. Ce mai groaznic decât un bebeluș într-o pungă de gunoi? O pungă de gunoi într-un bebeluș. Gat, ok, lasă-mă să-i bap pe ăștia că le intru prin smoke. Ok, n-am intrat, că nu am nimerit gaura. Da, n-o să comentez ce tocmai ai spus. Ce e mic roșu și stă la colț? Un bebeluș care se joacă cu o lamă. Ce e mic verde și stă la colț? Ce? Același bebeluș peste 3 săptămâni. Am folosit deja duma aia cu singurul organ cald dintr-un bebeluș mort. Dar... Nu, mă, că băga mea și pula! Da, mai pot să zic, o repet. Care e singurul organ cald dintr-un bebeluș mort? Care? Pula mea. Scuze, m-a atacat unul și n-am putut să fac mai dramatică. Ce e pentru un pitbull un bebeluș în cărucior, mic dejun la pat? Care e diferența dintre o cisternă cu apă și un bebeluș? Apa nu o poți încărca și descărca cu furca. Stai, ce? Pula mea, bă, și că Stephen Hawking mergea într-un bar. Și, da, glumeam. Pam, pam. Pam, pam. Badum. Sunt de două prin perete. A trecut unul. Au trecut toți. Unul la Xbox. L-ai omorât pe ăla de la... Da. Ok. GG. Cine e cu noi strigă? Oh! Cine e cu mafia strigă? Oh! Oh my lord, oh my god, that girl, she train to go. Any hour, any minute, man, she down the road. She so flawless, never worry about no other hoe. Man, I love that broad, I swear to god, she train to go. Go, go, I think she train to go. And everybody knows, that girl, she train to go.